Suntem la Festivalul de Teatru Nou. Întrebarea pe care o adresez tuturor este: ce este de fapt Teatru Nou, din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere, noi suntem cei noi, cei care participăm la acest festival. Acest festival atât de nou, atât de proaspăt, la cea de-a doua ediție, dacă nu mă înșel. Suntem onorați să fim printre aceste nume care sunt în FTN. Mulțumim selecționerilor, mulțumim directorului de festival. Suntem foarte fericiți să fim aici. Deci noi suntem cei noi. Ce înseamnă pentru tine personal Teatru Nou, ideea de Teatru Nou, pentru tine ca actor? Păi, nu știu, trebuie să căutate forme noi. Pentru mine, cred că prospețimea ar fi cel mai nou lucru pe care îl poate aduce orice actor, orice regizor, orice scenograf, orice participant la acest proces de nou, teatral. Presupune noutatea asta și jocul în alte spații sau e condiționat pe lucrul ăsta de... Nu cred. Poate fi la fel de nou și pe o scenă clasică și într-un birt și într-un beci și pe acoperișul unei case. E o întrebare pe care am mai adresat-o oamenilor participanți în festival și anume, ce fel de public gustă genul ăsta de teatru? Pentru că teatru nou sau independent, modern, cum vrei tu să-i spui, nu-ți oferă practic confortul scaunului de catifea din sala de teatru, se joacă în alte spații. Ce soi de public practic acționează? Nici nu cred că se mai caută acel confort. Plecând de la 18 plus, ajungând la 60 plus. La spectacolul nostru, LSD Theatre Show, sunt persoane de vârsta a treia, să spun, trecute de 60-70 de ani, care au fost pur și simplu uimite și au spus: băi, nu ne-a deranjat cu absolut nimic, am stat la o masă într-un club și am băut o bere, văzându-vă pe voi cu tot ceea ce faceți acolo. Așadar, nu cred că se mai caută genul ăla de confort al spectatorului, cât noul cu care el vine, prospețimea lui, din punctul meu de vedere. Dacă ar fi să completăm fraza, spectacolul acesta este... Nou. Este nou. Cum e Aradul, așa, după primele ore aici? E foarte frumos. O gară minunată. A fost prima cu care am interacționat, la care se lucrează și mă bucură foarte mult. Un oraș vestic, foarte frumos și deschis. Ce vă așteptați de la festivalul ăsta, pe care l-ați văzut practic doar de la București virtual, ca să zic așa? Așteptăm ca publicul să fie număr cât mai mare, să se distreze, să simtă bine și, de ce nu, să venim și la anul. Mulțumesc frumos! Eu vă mulțumesc!